Conferința a luat startul astăzi și se va desfășura pe parcursul a două zile, timp în care toți cei care participă vor discuta despre viața scriitorului Barbu Fundoianu, urmând ca mâine să se discute despre scrierile lui. Vizează toată complexitatea creației lui, adică toate orizonturile în care el și-a manifestat creativitatea, și anume cel pur estetic al dezvoltărilor estetice, apoi lirica lui Fundoianu și, în ultimul rând, scrierile lui de factură filozofică. Tema acestei conferințe se numește Fundoianu și încercarea paradoxului pentru o hermeneutică existențială și este structurată pe trei secțiuni. Astăzi, deci joi, am discutat despre elaborările sale estetice și strict poetice, urmând ca mâine să discutăm textele sale filozofice. Ziua de mâine va continua cu o altă conferință de presă în care Jad Hatem va discuta despre nodarea în iubirea profană și în cea sacră. Pe lângă Jad Hatem, profesor universitar din Liban, mai participă și Giselle Vanes din Italia, dar și alți profesori din România.